În anul 2022, cheltuielile administrației prezidențiale pentru vizitele în străinătate au depășit 500.000 de, de lei și au însumat cele mai mici cheltuieli din ultimii patru ani, se arată într-un raport publicat de Președinția Republicii Moldova. Cheltuielile administrației prezidențiale pentru vizitele externe efectuate în 2022 au constituit 514.403 lei, mai puțin de jumătate din suma de 1.700 alocată din bugetul președinției pentru anul trecut. Pentru anul 2023, suma alocată pentru vizite în străinătate net este de 700.000 de, de lei, se arată în comunicatul Președinției Republicii Moldova. În anii anterior pentru deplasările de serviciu efectuate în străinătate, administrația președintelui Republicii Moldova a cheltuit următoarele sume: 2021, 534.442 de, de lei din 1.414.000 de lei alocați; în anul 2020, 632.692 de lei din 1 milion de lei alocați fost administrație; în anul 2019, 1.845.400 51 de lei din 2.100.000 de lei alocați. Pe parcursul anului trecut, președinta Maya Sandu a avut 19 deplasări peste hotare, șefa statului a avut discursuri în plenarea Parlamentului European și la Adunarea Generală a Națiunilor Unite și a participat cu alocuțiuni la mai multe reuniuni internaționale, conferințe și evenimente publice unde a avut și întrevederi bilaterale. De asemenea, președinta Republicii Moldova, Maya Sandu, a efectuat vizite la invitația omologilor săi și a altor oficiali de rang înalt din țările gazdă.